Oficialii ai Ministerului Sănătății au confirmat primul caz de coronavirus la Suceava. Este vorba de un bărbat de 71 de ani. Acesta s-a întors recent pe cale terestră din Lombardia, Italia. El este în acest moment în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean Suceava și va fi transferat la Iași. Bărbatul a venit cu un autocar din Italia, deci urmează o anchetă epidemiologică pentru identificarea contactelor. Pe 28 februarie, bătrânul a intrat în țară, iar pe 2 martie s-a prezentat la spital cu simptome de gripă. Acesta este al doilea caz confirmat astăzi și a 6-a persoană infectată în țară.